Nu știu dacă văd bine sau interpretez bine, dar mi se pare că sunteți proaspeți în seara aceasta, nu văd pe nimeni înclinat să adormă. E adevărat sau sau mi se pare? Poate, poate, pentru, că, poate că, pentru că eu mă simt proaspăt de frică aici, atunci și mi se pare că toată lumea e la fel. Știu că dacă nu-ți e foame, sau, spre exemplu, dacă, dacă nu-ți e foame, crezi că la nimeni nu -i e foame, așa da. Dar în seara aceasta doresc din toată inima să nu stăm prea mult timp, dar să ne ajute Dumnezeu să plecăm acasă cu un gând clar în inima noastră. Vom studia și sabatul acesta și mâine dimineață, la 11 și la ora de rugăciune, aspecte din Ioan capitolul 9, care sunt de fapt o, Uh, cum spunea o scriitoare, zice, de ce credeți că nu a pus nume uh, orbului acestuia din naștere? De ce n-a spus să-l chema uh, cumva Zedechia sau un nume din, din, din evresc? Nu i-a pus niciun nume pentru ca fiecare om să se poată substitui acolo, în locul acela. E o pătrățică goală în care fiecare om poate să-și atașeze numele lui în locul acela. Și vom învăța ceva în această seară. Cred că sunt mai mulți creștini răniți pe pământul acesta de ceea ce li s-a întâmplat în biserică, înăuntru, decât de ceea ce li s-a întâmplat în afara bisericii, prin vreo prigonire. Cred că sunt mai mulți potigniți din lăuntru casei lui Dumnezeu decât au fost atrași de lume. Citeam în cartea lui Willand că tineretul bisericii noastre, care se pare că se retrage într-o rată alarmantă, Tineretul bisericii noastre nu a fost momit de lume, ci a fost gonit dinăuntru bisericii, prin indiferență. Aș dori să învățăm în această seară o lecție simplă, foarte simplă, dar extrem de necesară, care va trebui să o aplicăm iarăși, iarăși, iarăși. Și anume să nu confundăm niciodată biserica lui Dumnezeu cu Dumnezeul bisericii. Nu este cazul. Să nu confundăm niciodată oamenii lui Hristos cu Hristos însuși. Domnul nostru nu este omul de lângă mine. Este cel care și-a dat viața pentru mine. Din pricina aceasta, atâți oameni de mulți s-au potignit, s-au au căzut, s-au întors înapoi, s-au descurajat și-au pierdut credința într-un fel. Să mergem, deci, în capitolul nou. Închipuiți-vă că sunteți orb, cu ochii închiși și cu un băț alb în mână, și poate cu un vas în care cereți milă de la oameni care trec. Știți că orbii au un simț extraordinar de ascuțit al auzului și mai mult decât atât. Chiar fără să audă, ei simt ce se întâmplă, percep, alte simțuri se ascut foarte, foarte mult. Îi spui o vorbă și din tonul cu care ai vorbit înțelege o istorie. Și omul acesta este acolo, pe marginea drumului. Dar uitați-vă ce spune versetul 1. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. A fost doar în trecere. Și când treci vorba a preotului sau levitului, te duci la templu. Nu ai timp de oameni căzuți între tâlhari. Nu te uiți după așa ceva. Când ai venit la biserică aici, ești atent la predică. Nu te interesează că persoana de lângă tine poate chinuie, sângerează, suspină, suferă. Nu o vezi că ești ocupat cu... Sunt ocupat cu predică acum. nu mă pot uita la altceva. Dar oare Fiul lui Dumnezeu nu avea o lucrare suficient de importantă la care să se concentreze, cu care să, să se ocupe și să, încât să mai aibă timp să vadă și pe unul pe marginea drumului care este orb din naștere? El trecea, dar nu trecea ca un orb. Erau mulți cu ochi acolo care treceau ca niște orbi pe drum. Fiul lui Dumnezeu a trecut și a văzut pe acest orb. Știți când, mai ales cum era cazul lui, era un caz cronic și lumea știe, la un moment dat, din cauza faptului că lumea te știe cum ești și cine ești și care ți este situația, cum era Viorel cu căruciorul lui aici, nu, nu deranja pe nimeni că este într-un cărucior. Nu, ar fi fost un șoc teribil pentru noi să nu mai fie în cărucior. Dar cât era în cărucior, nu deranja pe nimeni. Omul în suferință permanentă, cum este acest orb din naștere, devine omul invizibil. Nu mai, nici nu mai vezi. E omul invizibil. Treci pe lângă el, vii, te întorci. Dar, închipuiți-vă să fi venit cineva aici, în adunare, dintr-o altă lume unde nu există oameni în cărucior. Să fi venit aici, în adunare, să se fi uitat la noi toți și să vadă pe unul în cărucior. Imediat ar fi sărit în ochi. Domnul venea dintr-o astfel de lume. Și lui nu putea să-i scape cineva care pentru lume era un peisaj obișnuit. Și închipuiți-vă să asculți vorbindu-se despre tine. Se fac greșeli grave la spital uneori. Sunt bolnavi în comă, spre exemplu, și se vorbește la capul lor. Unde le mormântează, că îl ardem, că nu îl ardem, că cine plătește, cine îl duce, cu ce îl duce și așa mai departe. Se discută treburile acestea lângă oameni care sunt în comă, dar care au tot și știu tot, chiar dacă nu poate să răspundă. Sau se șoptește în spatele cuiva. Ca să nu audă, n -am, n -au, nu știu ce ai zis că ai șoptit, dar știu că ai zis ceva care ai vrut să n-aud eu și cam închipui ce ai zis. Uitați-vă la omul acesta, cum ei se opresc și îl iau ca pe un cobai, se uită la el lung și pentru ei este un simplu caz pe care îl discută cu Isus. Învățătorule, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Dumneavoastră, ce răspuns credeți că trebuie dat la această întrebare? Cine a păcătuit el sau părinții lui? Părinții lui? Deci aceasta trebuie spus. Dar el nu. El nu? Pe de ce e orb dacă e sfânt? Sfinții nu sunt orbi. Cum? Nici el, nici părinții lui? Păi cum să nu fi păcătui părinții lui? Erau niște păcătoși din prima clipă. Zice, omul se rătăcește de la naștere. De cum, de cum începe să oac-oac? Gata, deja caută căile răutății peste tot. Imediat. Chiar sunt, sunt și de zâmbet fazele acestea în care un copil știe repede să schimbe tonul, știe să găsească o soluție cum să iasă, știe să spună o minciună foarte frumos elaborată și așa mai departe. Știe să răpească ce nu este al lui imediat și să pună stăpânire pe el și să nu-l intereseze de un altul pentru nimic în lume și așa mai departe. Adică cum n-au păcătuit părinții lui? Păi nu păcătuiseră părinții lui? Ba da, dar cum rămâne cu el? El păcătuise? De s-a născut orb? Adam a păcătuit. Cu alte cuvinte, păcătuise și el în Adam. Că așa se zice, Levi era în coapsele lui Abraham, când i-a plătit lui Melchisedec zecime. Deci dacă era să răspundă la această întrebare, Domnul trebuia să spună așa, a păcătuit și părinții lui, a păcătuit și el. Dar, dacă e vorba că acesta e criteriul și motivul în spatele faptului că s-a născut orb, atunci toți trebuia să vă nașteți orbi. Nu era să scape nimeni. De ce noi care toți am păcătuit, și personal, și în părinții noștri, de ce unul s-a născut orb și altul nu, în timp ce toți am păcătuit, aceasta este o taină care rămâne cu și la Dumnezeu. Va fi într-o zi descifrată. Dar de ce așa sau de ce altfel? Domnul spune nu, nu s-a născut așa și nu, nu acesta este răspunsul la întrebare de ce este omul acesta orb. Ei au văzut orbirea. Și ca să nu fie nevoie să bage mâna în buzunar să dea ceva, au căutat o explicație teologică. În loc să întrebe, Doamne, ce putem să facem să ajutăm persoana asta amărâtă în situația în care se găsește, ei nu aceasta vor să, să. Ei vor să găsească o scuză pentru a nu face nimic. Când vine cineva și te roagă ceva, sau ne roagă pe toți aici la noi, dacă nu vrem să facem nimic pentru persoana aceea, imediat o să avem întrebări ca acestea. Dar de ce nu are? Dar unde a umblat până acum? Dar ce a făcut cu nu știu ce? Dar de ce? Și aceasta se traduce printr-un singur lucru. Nu vreau să îl ajut. Acesta este răspunsul. Cine a păcătuit? Nu. Domnul Iisus Hristos spune, nu contează acest lucru. Contează ce vezi tu în treaba aceasta. Tu ce vezi în faptul acesta? Doamne, eu văd un caz de păcătuir, de păcat strămoșesc aici sau de Oh, foarte interesant, exista o școală de gândire în timpul acela, o să zâmbiți, exista o, ca, ca, o școală de gândire numită teologică, teos vine, înseamnă Dumnezeu, teologic înseamnă de la Dumnezeu, exista o școală teologică în care se vorbea despre păcatul fetal. Ați mai auzit vreodată așa, fetusul păcătuiește în pântecele mamei lui. Și frații au avut grijă să spună în ce cazuri se întâmplă treaba aceasta. Dacă o mamă merge și se închină într-un templu de idoli, copilul care este în pânte cu ei este idolatru, a păcătuit cu mama lui. De aceasta, ucenicii întreabă: Doamne, nu cumva dânsul a păcătuit prin mamă sa, și cu mama sa că s-a dus în, în templu acolo? Și Domnul spune: Nu. Important nu este acest lucru. Eu nu caut răspunsuri, eu caut soluții la această problemă. De ce? Cine a păcătuit? Când? Cum? Avem timp să vorbim. Deocamdată, lângă noi este un om orb din naștere și fiul omului, așa cum a spus Mântuitorul nostru în Evanghelia după Luca și a luat cuvintele din Isaia, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, fiindcă m-a uns ca să dau vedere unor astfel de oameni. De asta sunt venit aici. Mântuitorul nu caută răspunsuri de tipul acesta, ci soluții. Ce vreau să spun? Când oamenii îți vor răscoli sufletul și vor învârti cuțitul în rană, și se întâmplă uneori chiar în cele mai tragice momente, când ți-a murit cine e mai drag pe lume, când ai pierdut ce ai avut mai scump, atunci cineva are o întrebare de felul ăsta. Cine știe ce o fi făcut? Cineva are o explicație de acest fel? În special legaliștii au devenit oameni cruzi, fără suflet, nu au niciun fel de milă, au tot felul de explicații, dar nu au niciun fel de milă, nu țin cont de ființa umană. Ei, acești oameni vorbeau în prezența acestui om. El auzea, auzea tot ce discutau, îl luau ca pe o zdreanță, o ridicau și se uitau la ea pe toate părțile. Ce zici, de ce? De ce o fi așa? Strâmb și urât și orb din naștere, cine o fi păcătuit și îl țineau departe, ca pe un simplu obiect? Și Domnul spune nu. Nu aceasta contează. Și spune două lucruri pe care trebuie să le ținem, să ținem seama. Niciodată să nu ții seama de cauzele care l-au dus pe un om la nenorocire, ci să ții seama de faptul că este într-o nenorocire. Atât deocamdată. Tu, ca persoană. Nu ai tu dreptul, nu te-a chemat Dumnezeu pe tine să judeci, să fii tu procuror sau avocat sau anchetator, să sau... nu. Tu nu ești chemat la treaba aceasta. Tu ești chemat să întinzi o mână de ajutor. Asta e tot ce poți să faci. Doi, când ție ți se va întâmpla așa ceva, tu însuți ai încrederea că Dumnezeu nu te judecă pentru situația în care te găsești. El nu te-a chemat, El nu a venit să te judece, El a venit să te scape. Cine a păcătuit? Nu este important acest lucru. Important este ce vezi tu în ceea ce se întâmplă. Și ce vedea Domnul Iisus Hristos în ceea ce se întâmpla în fața Lui? Nimic altceva decât o ocazie de a proslăvi pe Dumnezeu. Ei ce vedeau în aceeași situație? Ce vedeau ucenicii în același caz? Un păcătos născut din alți păcătoși, Doamne, bine că am aflat de ce e bolnav, își merită soarta, deci nu avem nicio obligație față de el. Și, doi, bine că nu suntem noi așa cum este orbul acesta. Aceasta era concluzia firească, pământească sau demonică la un moment dat. Domnul Isus vedea și vede și astăzi. Ați citit foarte frumos în Cartea Educație. Zice, Isus vedea în fiecare om rătăcit din lumea aceasta ce vedea el. El vedea un copil al tatălui lui care trebuia întors înapoi la Dumnezeu. Oh, ai văzut-o pe aceea unde este? L-ai văzut pe ăla? Ai auzit de ăla? Discuția aceasta continuă care alimentează și care infectează rana și mai mult. Aceasta nu vine de la Dumnezeu. Domnul nu vorbește așa despre tine niciodată. Ce întrebări a pus Isus, femeia celuia care a fost târâtă înaintea lui? Și. Nu mai era vorba să mai întrebe dacă a fost sau nu a fost așa ceva. Era evident că așa a fost. Dar cât a întrebat-o el pe ea în acest domeniu? Absolut nimic. El nu era acolo ca să încheteze pe cineva de unde vine. El era acolo să scape un păcătos de la moarte. Să nu confundăm pe oameni cu Dumnezeu. Dacă oamenii îți fredelesc viața dacă îți interpretează greșit motivele, dacă te judecă, te blamează, te condamnă, te chinuie la un moment dat, să nu gândești că Dumnezeu e Cel ce face așa ceva. Domnul nu face așa ceva. Domnul suferă împreună cu tine din cauza aceasta și știi pe cine chinuie oamenii de fapt. Când îți chinuie copilul, pe tine te chinuie. Mai rău decât te -ar, decât te -ar chinui pe tine, mai, mai rău decât ai fi tu însuți chinuit, este când vezi pe copilul tău chinuit. Domnul nu participă la așa ceva. De aceea, cuvintele și răspunsul lui, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Nu aceasta este problema noastră, ci ce vedem noi în această împrejurare. Auzeam de o doamnă care, care i-a murit fica și a stat câteva săptămâni bune la morga pentru că erau niște întrebări fără răspuns. Oamenii căutau răspuns la niște întrebări. Întrebări care sunau cam așa. De ce nu au bani să o scoată de la morga? Ce au făcut până acum? Ce au muncit, ce au dres, ce au adunat și așa mai departe. Și fiindcă s-a lucrat cu întrebările acestea, a durat câteva săptămâni bune și moarta a așteptat ce a așteptat la morga până la urmă și a pierdut răbdarea și cu ajutorul unui proprietar de morcioarii de aici din America, de instituție din aceasta care face mormântări, cu ajutorul lui a avut o mormântare de vreo 22.000 de dolari a costat. Și oamenii cu întrebările au rămas cu ele până în ziua de astăzi. Domnul le-a lăsat întrebările ca două. Și probabil că și astăzi mai caută răspuns la ele și le păstrează ca să le adreseze într-o ocazie viitoare. De ce e fata aceea la Morga? De ce plâng părinții aceștia? Cum de s-a ajuns acolo? Ce s-a întâmplat? Treaba cu este aceasta? Fiul lui Dumnezeu a spus: Nu contează ce s-a întâmplat, contează ce vezi în treaba aceasta. Păi eu ce să văd în treaba aceasta? Văd o ocazie să proslăvim pe Dumnezeu. Hai să punem umărul toți și hai să iasă lucrul acesta un serviciu pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Asta se poate vedea în treaba aceasta. Altfel, frați iubiți, anchetatorii vor rămâne cu întrebările lor. Iar vindecătorul ceresc cu bucuria că a salvat un suflet de la moarte. Cineva vine și îmi spune, într-o împrejurare, fără să-l întreb. Vine și îmi spune: Frate, pastor, dacă uh, auziți pe cineva că intră în vreo criză financiară. Cumva, noi avem niște bani pe care îi ținem și nu sunt puțini. Avem destui bani. Uh, îi ținem pentru treaba aceasta. Am ajutat foarte mult studenți, am trecut prin examen ne-a dat înapoi Și uite așa, dacă auziți pe cineva, deci care are vreo problemă, trimiteți la noi. N-a sfârșit vine vorba că mă caută cineva. Un prieten care vrea să plângă pe omorul meu și să-mi spună că a venit din Africa și că a aplicat la examen fiindcă soția lui s-a îmbolnăvit de cancer aici, a fost operată și zace acasă și el nu poate să-i spună că i-a venit un, acasă un bil de 125.000 de dolari. Dacă îi spun acest lucru, va muri. Nu trebuie să știe. De la școală l-au dat afară că n-a putut să mai învețe. Imediat ce l-au dat afară de la școală au venit cei de la imigrație i-au și trimis o scrisoare și a spus trebuie să părăsești țara imediat în 21 de zile, trebuie să, fii, să pleci din America. Ce să fac? Am copii la școală aici, am soția zace bolnavă în pat, o duc la control când și când. Și zice, nu avem cu ce să cumpărăm benzină pentru mașină. Ne-am dus după mâncare și am luat, nu vă spun de unde am luat această familie lovită. Și unul dintre copii, tocmai în perioada aceea, sub amarul acesta și sub stresul și durerea mamei, a apucat pe niște căi strâmbe. Era devastat. Și am spus, uite, sunt și eu tot ca tine la capitolul ăsta. Nu am mai mult, dacă aș avea, ți-aș da pe loc acum. Dar știu pe cineva, mi-a spus cineva că vrea să te ajute, are darul acesta să te ajute. Așa că te duci, cauzi persoana aceasta, spui că eu te-am trimis și îi spui situația ta și o să te ajute să poți să treci de perioada aceasta. A venit înapoi, mai... l-am văzut după câteva zile, fața era foarte căzută. Și ar fi vrut să nu-l întreb ce ai făcut cu treaba aceea. Ar fi vrut să trecem pe lângă întrebarea aceasta și să rămânem la subiectul nostru de la ora de Dar eu n-am avut răbdare. Ce ai făcut cu treaba aceea? Frate, am fost. Și m-a ținut aproape o oră. Aproape o oră m-a ținut. A trebuit să spun tot ce am făcut de când eram copil în Africa și tatăl meu pastor și cum de a, am ajuns aici, a trebuit să dau raportul absolut la tot. Până la urmă am sperat că poate mă va întreba, frate, hai să te ajut. Când am spus în ce greutăți mă găsesc, a început să se gândească cumva, dacă trebuie să mă ajute. Și atunci a început să-i pună întrebări teologice, să vadă în ce tabără se găsește cu teologia și dacă e în tabăra cea bună, îl împrumută. Și dacă nu e în tabăra cea bună, nu îl împrumută. Zici, și ce întrebări ți-a pus? Frate, m-a întrebat de ce e Să-i spun că... Păi, dar nu i spus că îți trebuie 144.000 de, de dolari ca să ieși din situația asta? Zic, ar fi fost foarte simplu răspunsul. Trebuia să-i spui, frate, vai ce mă bucur că mă întreb de cifra asta. Atât îmi trebuie. e minunat. Dă-mi încoace -mi ca să ies și eu din nenorocirea asta. Și după ce l-a întrebat de 144 de mii, faptul că uh, a răspuns cu ce a știut, sau cum n-a știut săracul, el știe ce s-a întâmplat, a hotărât să nu l împrumute și nu l-a împrumutat. Nu are poziție teologică corectă cu privire la cei 144 de mii. Pe baza asta trebuie ajutat un om, depinde ce crede și cum crede. Cartea lui Iov spune, cel ce sufere are dreptul la mila prietenului lui, chiar dacă ar părăsi frica de Dumnezeu, adică ar deveni ateu. Are dreptul la așa ceva. Și tu nu ai dreptul să-L întrebi de ce a devenit ateu omul acela. Domnul ți-a spus, de cât vezi din ce am lăsat eu la tine în port, portmoneu sau la tine acasă, din ce am lăsat la tine acasă, dă și lui. O, oh, ai lăsat la mine acasă, dar eu am crezut că sunt ale mele și așteptam să-mi mai dai. Nu. Binecuvântarea e dată ca să meargă și să curgă. Care este motivul interesat pe ei? Nu, nu acesta este important. Important este ce vezi. Ce vezi în această situație în care se găsește omul acesta? Important este ce vrei să faci din această situație sau pentru această situație. Important este să te întrebi ce a făcut Domnul cu tine când ai fost la fel de murdar, de sărac sau de lepros sau de nenorocit. Cum s-a comportat Domnul cu tine, ce a făcut cu tine, acelați este modelul ca și tu să faci acest lucru cu altul. Și mai este important să te întrebi cum dorești să se poarte Dumnezeu cu tine mâine, care e măsura pe care o dai lui Dumnezeu să o folosească mâine pentru tine când îți va măsura. Și când vei striga la Dumnezeu și în loc de răspuns te va întreba ceva teologie. Și dacă nu o știi, atunci vedem care va fi situația. Nu, nu acesta este scopul să știm cine a păcătuit el sau părinții lui. Scopul este să slăvim pe Dumnezeu în împrejurarea aceasta. Să arătăm în omul acesta lucrările lui Dumnezeu. Oh, este, s-a născut așa spre slava lui Dumnezeu. Păi însemnează că Dumnezeu îmbolnăvește pe unii oameni și pe aceea îi face sănătoși. Dumneavoastră cunoașteți pe cineva care face treburi de felul ăsta, îmbolnăvește pe unii și după aceea îi face sănătoși? Satana. Eu cred că nu trebuie să confundăm cu Dumnezeu vreodată. N-ar fi cazul. N-ar fi cazul. Domnul a spus, eu am venit aici ca să nimicesc lucrările diavolului. Și unele din lucrările lui acestea sunt să i pe unii și aceea să-i arate că i-a vindecat. Domnul nu face așa ceva. Ceea ce spune el aici este următorul lucru. Omul ăsta e născut orb, nu contează din păcatele lui sale părinților lui, e născut orb, aceasta este evident. Haideți să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Hai să arătăm ce face Dumnezeu. Au spus oamenii unde a fost Dumnezeu la 11 septembrie, când s-au prăbușit turnurile. Și răspunsul excepțional a fost acesta. Deci a fost cu echipele pompierilor care a intrat în foc și moarte ca să scape oameni. Au fost cu cei care au donat sângele lor ca să scape alte vieți. Au fost cu cei care au scos banii de mâncare pe care i, -i aveau și au dat acolo. ajutații pe aceștia. Cu cei... Acolo a fost Dumnezeu dacă cineva vrea să știe. Și dacă într-adevăr Domnul este în viața noastră, așa se va manifesta El cu noi. Ne va păzi întotdeauna de acest Spirit fariseic. De a judeca. De a condamna, de a chinui, de a denunța, de a suspecta, de a pune sub semnul întrebării, în loc de pur și simplu a întinde brațul și a ajuta. Este așa ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Tragedia omului nu este păcatul. Tragedia lui este respingerea harului. În aceasta constă marea tragedie. Faptul că am căzut, am căzut pentru că suntem oameni. Și continuăm, fiindcă suntem oameni. Nu este aceasta vreo justificare sau vreo scuză a păcatului nostru, dar suntem aici. Vă amintiți ce frumos spune White? Care este cel mai puternic argument al nostru și singurul nostru argument? Care e argumentul nostru în fața lui Dumnezeu? Știți! Haide, ui cap, să ne trezim o clipă. Care este argumentul nostru în fața lui Dumnezeu? Marea noastră, marea noastră nevoie. Marea noastră trebuință. Situația în sine în care ne găsim, acesta este argumentul. Sunt aici, sunt în această situație. Dumnezeu nu cere altceva de la noi. Marea noastră tragedie însă nu este păcatul, ci este respingerea Mile lui Dumnezeu care ne-a fost dată și a ieșirii din această situație pe care El ne-a acordat-o nouă tuturor. Aș citi cuvintele lui Fanny Crosby. Știți că ea a scris peste șase mii și ceva de cântări. Noi cântăm aici la biserică multe din cântările ei. A fost oarbă. Și aș vrea să vă spun, să citesc cuvintele ei. Ea a spus așa. Știi că dacă la naștere mi s-ar fi dat posibilitatea să adresez o cerere lui Dumnezeu, i-aș fi cerut să mă nasc o arbă. Sigur, nu înțelegem rațional așa ceva și nu cred că am fi fost gata să facem lucrul acesta. Dar după ce a văzut ea cum a condus-o Dumnezeu pe ea și datorită faptului că ea a transformat orbirea ei într-o lucrare care a binecuvântat planeta Pământ și milioane de oameni și a înțeles că datorită acestui ea a transformat handicapul ei într-o într pricină de slavă la adresa lui Dumnezeu. De ce s-a născut Fanny Crosby oarbă? Care a fost răspunsul lui Isus? S-a născut așa să se arate lucrările lui Dumnezeu în ea pentru slava lui Dumnezeu. Mii și mii de cântări superbe, inimaginabile. Le cântăm aici și le cântă milioane, acum când stăm aici, milioane pe pământul acesta, cântă cântările acelea. Și ea a zis, dacă aveam ocazia să fac o cerere, această cerere aș fi făcut-o, ca să pot să slăvesc pe Dumnezeu în felul în care, în care s-a întâmplat în viața ei. Tragedia noastră nu este păcatul. Și nu uita, Există în fiecare dintre noi un fel de simț al dreptății. Mai ales când e vorba de diferență între situația ta și a celui de lângă tine. De ce numai asupra mea? De ce nu mai mie să mi se întâmple așa ceva? De ce altuia I vine, intervine această acest amărăciune, acest simțământ într-un om prin care se consideră un, un copil discriminat, pur și simplu, și care are un tată părtinitor. De ce pe acela? De ce pe celălalt? Dragii mei, când astfel de lucruri intervine în viața noastră, este timpul și este momentul să încredințăm problema aceea lui Dumnezeu. Este vremea. E clipa potrivită. Tată, acesta e cazul meu. Aici mă găsesc. Sunt aici și am trebuință de tine. Dacă tu nu întinzi mâna, nu are cine să întindă mâna. Te rog. Și argumentul nostru, în fața celor mai perplexe întrebări care s-ar putea ridica în inima noastră, argumentul nostru este acela din cântarea aceea, dar știu atât că știu că știe el. E tot ce știu. Tot ce știu este că el știe acest lucru. Am văzut nu de mult un documentar asupra războiului americano-japonez. Și un pilot spunea că împreună cu alții a mers în misiuni în Tokyo și au culcat la pământ trei sferturi din oraș, și au dat foc orașului, au trântit niște bombe care mergea cu viteze teribile, mai le întregi, aprindea strada, toată strada, trântea o bombă la capătul străzii și mergea focul până în partea cealaltă, casele erau din lemn, acoperite cu carton, au murit sută de, mii de oameni în două sau în trei nopți când ei au bombardat acolo și el era unul dintre cei care a bombardat acolo. Și spunea, zice, sunt creștin, am fost crescut creștin. Părinții mei, M-a învățat o credință adevărată. De ce? De ce a trebuit să ajung eu să fiu părtaș la masacrarea a 100 de mii de oameni? Nu voi ști niciodată. Și dacă oamenii aceia au murit, de ce a trebuit să fiu eu în acea situație? De ce să fiu eu acolo? Și spunea că a mers la pastorul bisericii și pastorul i-a spus chiar dacă ți-aș da un răspuns, niciodată nu-ți va mulțumi sufletul. Vreau să spun Că Dumnezeu nu are pentru tine un răspuns, ci o soluție. Este cineva care pe crucea Golgotei a purtat păcatul tău de 100.000 de morți pentru tine. E răspunsul de care ai tu nevoie. De ce s-a întâmplat așa și nu altfel? Deși poate ți-ai fi dorit. Aceasta las o să rămână la Dumnezeu. Biblia spune: Cât este zi, o trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Deodată, fraților, se va ridica în noi așa un simțământ extraordinar să facem lucrarea lui Dumnezeu, să ajutăm, să contribuim, să ridicăm, să predicăm. Deodată! Deodată s-a ridicat în Israel un duh extraordinar că ei vor să meargă să cucerească cetatea Ai. Deodată! Dar nu când i-a rugat Dumnezeu. Dumnezeu i-a rugat acum a Nu, neva, e nenorocire. Bine, nu se poate, întoarceți-vă și mergeți în pustie. Nu, nu, mergem acolo acum, face. Și Domnul a spus, nu vă duceți, asta e nenorocire dacă vă duceți. S-au dus și au fost nenorociți pur și simplu. Deodată, după ce va veni noaptea, deodată, oamenii vor căuta să facă pentru Dumnezeu ceea ce au spus în viață că nu pot să facă de altfel. Vor căuta să dea lui Dumnezeu tot ce au spus în viață că n-au de unde să dea și nu va mai fi nimeni care să primească aceste daruri și ele vor trebui trimise în altă parte. Unde spune Biblia că vor fi aruncate? Nu? Da. La șobolani și la lilieci. Vă mulțumesc de răspuns. Acolo vor ajunge. Și lucruri pentru care astăzi spunem nu pot, nu am timp, nu am resurse, nu am condiții, Cut... Deodată, deodată găsim imediat răspunsul. Doamne, drept drumul acasă, să plece că le e foame. De ce? Dați-le voi să mănânce. Noi? No, noi nu avem decât asta. Nu. No. Voi doar cinci pâini și doi pești aveți săraci oameni sunteți pe pământ. Am crezut că aveți pe Dumnezeu. Am crezut că asta o să spuneți. Avem doar cinci pâini și doi pești, într-adevăr. Dar avem pe Dumnezeu nostru. Al căruia, ai căruia sunt toți pește din mare, dacă trebuie și toate pâinile de sub ceruri, de oriunde. Acolo este tăria și chemarea noastră. Cât este zi, o trebuie să lucrez. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ, a făcut tină Apoi a uns ochii orbului cu tine aceasta și i-a zis, du-te de te spală în scăldătoarea siloamului, care tălmăcit însemnează trimis. El s-a dus de s-a spălat și s-a întors văzând bine. Acesta este răspunsul pe care vrea să-l dea Domnul Hristos problemei tale. Chiar dacă ar fi din naștere. Chiar dacă ar fi acel fel de problemă despre care oamenii zic, niciodată nu s-a auzit sau nu s-a văzut să se fi vindecat vreun bolnav din naștere. Adică aceasta este în afara discuției. Cazul lui Cutare este în afara discuției. O, oh, nu, nu, nu este în afara discuției lui Dumnezeu cazul acesta. Chiar dacă, chiar dacă cineva ar fi acolo. Nu există niciun motiv de descurajare sau de disperare. Chiar dacă cineva ar fi înconjurat cu această atitudine fariseică, crudă, răscolitoare, de procuratură nemiloasă, să nu uităm că Domnul spune, n-am venit să judec, n-am venit să te judec, am venit să te scap, n-am venit să te condamn, n-am venit să te mântuiesc. Doamne, dar știi cine e ăsta? Tu ai auzit cine e ăsta? Eu știu cine e ăsta, dar tu știi cine e ăsta? Da, eu știu cine este. Este un persecutor, este un vărsător de sânge, este un criminal, tremură biserica de el în lumea întreagă. Vai, vai, Ei, vezi că nu știi? știi? Depinde ce vezi în el, zice Domnul. De la ce vezi tu până la ce văd eu? E distanță cât de la cer la pământ și de la răsărit la apus? Știi cine e omul ăsta? Nu știu. E, acesta este un ambasador al lui Hristos care va duce Evanghelia în lumea întreagă, în fața împăraților, potentaților. Acesta e omul prin care Dumnezeu va scrie epistola către Roman, Corinteni, Coloseni, toate celelalte de acolo și care va sta la temelia universităților creștine și filozofiei din lumea întreagă. Va transforma societăți și țări și lume pe Parcursul secolelor și milenilor, acesta este omul. De la ce vezi tu în omul acesta până la ce vede Dumnezeu în omul acesta? Este o distanță imensă. Bucură-te, dar de ceea ce, te, ce văd ochii lui Dumnezeu în tine și nu te lăsa niciodată descurajat de ceea ce văd ochii bolnavi sau urduroși ai altor oameni care se uită la tine. Ochii țintă la Dumnezeu, să ne uităm țintă la căpetenia și de credinței noastre, adică la Isus și El să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să plecăm capul pentru rugăciune, să ne ridicăm cu toții. Tată, îți mulțumim din suflet că noi toți care am fost născuți orbi, stând pe marginea drumului vieții și lumii în care am venit, am fost într-o zi vizitați de tine, fiecare dintre noi, unii mai devreme, alții mai târziu. Dar tu, Doamne Iisus, în timp ce ai trecut pe drumurile lumii acestea, n-ai trecut pe lângă noi. Nu te-ai făcut, te făcut că nu ne vezi, nu ai stat departe de noi. Îți mulțumim personal, fiecare dintre noi, pentru atingerea iubirii tale, care ne-a întors din moarte la viață, care ne-a eliberat de povara cumplită a păcatului și ne-a umplut sufletele de bucurie. Știi că niciodată nu vom putea să plătim datoria aceasta, Doamne, dar suntem fericiți să fim datornicii Tăi. Îți mulțumim din toată inima pentru sângele vărsat în favoarea mântuirii noastre. Și îți mulțumim, Doamne, că ai deschis ochii noștri ca să vadă lucrurile minunate ale legii Lui Dumnezeu. Rămâi dar în viața noastră lumina noastră, te rugăm, și prin noi, Doamne Iisuse, luminează lumea în care trăim. Dă-ne întotdeauna duhul care era în Hristos Iisus și ajută-ne, Tatăl nostru, să fim răspuns la durerea și suferința lumii în care ne găsim. Prin Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt te-am rugat aceste lucruri. Amin.